Înainte să încep prezentarea efectivă și înainte să vorbim despre munca la distanță, vreau să spun că nu-mi doresc ca această sesiune să fie doar o prezentare. Îmi doresc să fie începutul unui dialog, să zicem, și dintre noi și tehnologie, pentru că de multe ori privim, nu știu, de exemplu, în situația de față, conexiuni, conectivitate, cablu și așa mai departe, le privim ca niște lucruri foarte tehnice. În realitate, ele pot fi destul de accesibile oricărui om. Și cumva asta îmi doresc să evidențiez prin această sesiune, că oricine poate aplica măsurile de care povestea și Radu de bun simț pentru a lucra în siguranță și a naviga în siguranță pe internet. Bun. În primul rând, ar trebui să prezint un pic, foarte pe scurt, ce facem noi la Code for Romania. A prezentat și Radu foarte frumos munca noastră, îi mulțumesc. Dar ca să dau un pic mai multe detalii, noi suntem o organizație care încearcă să folosească, nu încearcă și reușește să folosească tehnologia pentru a rezolva probleme sociale. Și probabil veți vedea pe parcursul slide-urilor că apare și Commit Global, care este o organizație internațională și globală, care a pornit din eforturile Code for Romania, astfel încât misiunea noastră este să creăm o infrastructură a binelui, care are în interiorul ei soluții digitale care pot fi folosite și refolosite la nivel global pentru a ajuta ONG-uri, instituții și orice fel de alte agenții internaționale. Avem un întreg ecosistem dedicat ONG-urilor de soluții digitale, dar vom ajunge și la partea aia eventual. Însă, scopul nostru de astăzi este să aflăm cum ne conectăm la internet în siguranță și cum lucrăm de la distanță în siguranță. Ca să aflăm cum lucrăm de la distanță în siguranță, o să pornesc cu primul nivel, și anume conectare. O să discutăm despre tipuri de acces la internet, tipuri de conexiuni, că sunt de mai multe feluri. O să povestim un pic și despre ce este un VPN, pentru că a devenit un buzzword, așa, auzim peste tot VPN, ce-o fi el, cum îl accesăm, ce facem cu el. Și la final o să prezint și câteva sfaturi, recomandări pentru a ne proteja datele atunci când navigăm pe internet și când lucrăm folosind conexiunea la internet. Așa cum am zis, primul lucru pe care aș vrea să-l povestesc este accesul la internet, care se întâmplă în felurite moduri. Acum, probabil o parte dintre voi sunteți foarte familiari cu tipurile de conexiuni. Uneori ne putem conecta prin cablu. Cea mai comună și cea mai populară probabil este conexiunea la Wi-Fi. Și există și conexiunea prin date mobile, pe care de regulă avem pe telefon. Nu voi intra în detalii foarte, foarte tehnice, ci mai degrabă o să povestesc puțin despre, să zicem, avantajele și dezavantajele acestor tipuri de conexiuni și la ce ar trebui să fim atenți. Și informațiile de aici ne vor ajuta mai departe să înțelegem și tipurile de rețele și modul practic în care se plimbă datele de la noi către internet. Primul tip de conexiune este cel prin cablu. Este probabil cea mai stabilă și rapidă
conexiune, pentru că datele se trimit printr-un cablu fizic. Și cu atât mai mult decât asta, este și o metodă mai sigură decât Wi-Fi-ul, pentru că riscul de interceptare a acestor date e mai redus. Că nu poate nimeni să bage o seringă în cablu și să ne tragă datele de acolo. Dacă se întâmplă prin Wi-Fi, de exemplu, acolo e ușor diferit că nu putem avea control asupra undelor, ca să zic așa. Evident, dezavantajele conexiunii prin cablu sunt că trebuie să stăm într-un loc, că acest cablu, da, putem să ne luăm un cablu de 100 de metri, dar nu este tocmai eficient să avem grijă de un cablu care poate fi și deteriorat, se pot întâmpla lucruri, dacă e rupt nu ne mai merge internetul și așa mai departe. Deci, practic, dezavantajele sunt strict legate de faptul că implică mentenanța unei infrastructuri fizice mai mult decât la celelalte tipuri de conexiuni. Conexiunea prin Wi-Fi, următoarea, este într-adevăr cea mai populară. Și suntem cu toții familiari pe ea. E minunat să avem internet fără să fim legați la un cablu. E minunat că pot mai mulți oameni din aceeași zonă să se conecteze la internet și nu ne trebuie 5 cabluri, ci avem o parolă și o rețea. Dar dacă această rețea de Wi-Fi, de această conexiune nu este securizată, și o să ajungem ulterior și la asta, să înțelegem ce înseamnă securizată sau nu, poate avea una sau mai multe vulnerabilități, deoarece datele noastre pot fi interceptate dacă nu avem grijă cum securizăm această conexiune. Pentru că, așa cum spuneam, aici nu mai avem un cablu fizic pe care putem să-l vedem cu ochii noștri, ci avem niște unde care transmit niște date. Mai departe, există și conexiunea prin date mobile, cea care ne este oferită de operatorii de telecomunicații. E minunat și aici că ne putem conecta de oriunde are furnizorul de rețea mobilă semnal. Nu avem nevoie de un echipament sofisticat cum în cazul conexiunii prin Wi-Fi, unde avem nevoie de un router. Aici e de ajuns să avem un telefon cu abonament, cu cartelă, mă rog. Problema cu conexiunile prin date mobile este că pot avea viteze destul de mici, fiind influențate de semnal. Pot fi destul de scumpe și, mai mult decât atât, și ele trebuie, conexiunile prin date mobile. Dacă ne facem hotspot, de exemplu, și atunci telefonul nostru devine un mic router, trebuie să fie securizat. O să trec la partea de transmitere a datelor. Așa cum vă povesteam, am trecut prin conexiune, acum să vedem și ce se întâmplă cu aceste conexiuni. Există mai multe tipuri de conexiuni și de feluri în care se transmit datele noastre prin internet. Prima dintre ele și cea mai vulnerabilă, am ales să încep cu ea astfel încât să fie cât mai clar că asta este cea de care ar trebui să ne ferim cel mai mult, este conexiunea publică. Și anume mă refer la rețelele publice de Wi-Fi, cele gratuite pe care le vedem de obicei în spații publice, în parcuri, în aeroporturi, în mall, în tot felul de locuri. E super că avem acces la internet de oriunde aproape în zilele noastre, dar trebuie să fim foarte, foarte atenți când ne conectăm la o astfel de rețea publică. Pentru că ele sunt foarte vulnerabile, nefiind securizate. Și acest lucru implică faptul că datele noastre mai departe pot fi compromise. O să ajungem
în următoarele slide-uri și la ce ar trebui să facem astfel încât să fim siguri că în momentul în care folosim o rețea publică, nu ne sunt compromise datele. Sau dacă ne aflăm în ipostaza în care trebuie să lucrăm pe rețea publică, ce facem? După aceea, mai avem conexiunile private, rețelele private, care de regulă sunt cele pe care vreau să cred că le avem la noi acasă și le avem și la birou, și sunt cele la care trebuie să introducem o parolă ca să putem avea acces la internet. De regulă, rețelele private utilizează protocoale de criptare. O să ajungem și acolo, cum putem să vedem dacă a noastră are sau nu așa ceva. Și mai mult decât atât, responsabilii, să zic așa, oamenii care au această rețea, pot să gestioneze și să monitorizeze cum este ea utilizată și pot aplica și diverse politici de acces. De exemplu, dacă noi la organizație, să zicem, sau la noi acasă, vrem să avem o rețea privată de Wi-Fi, putem să facem acest lucru, adică o rețea care să nu fie, să nu poată fi descoperită de alți oameni. Ăsta e un lucru pe care o să povestim după aceea cum îl putem face. Mai mult decât atât, la conexiunile private există. Asta poate fi și un avantaj și un dezavantaj. Putem să restricționăm accesul pentru anumiți utilizatori. Astea sunt politici care se aplică de regulă la diverse companii mai mari, în spații în care na, este foarte, foarte mandatoriu să avem niște politici de securitate puternice. Și ajungem la următoarea tipologie de conexiuni, și anume la VPN. Conexiunea prin VPN este, să-i spunem, o extensie a conexiunilor pe care le putem avea, pentru că nu ne conectăm practic acolo când ne conectăm la Wi-Fi, ne conectăm la VPN. VPN-ul, o să ajungem și o să povestim un pic și despre el. Este o rețea virtuală, ca să zic așa, care utilizează protocoale de criptare pentru a asigura siguranța datelor. Ca să dau un exemplu practic și să ne imaginăm cam cum ar funcționa, imaginați-vă că șoseaua e rețeaua de Wi-Fi și datele noastre sunt niște mașinuțe. Și VPN-ul este un tunel. Și practic în momentul în care mașina intră prin tunel, tu din avion nu mai poți să vezi mașina, dar ea tot este pe drum. Adică tot este într-o... Cred că este cel mai simpatic mod de a descrie VPN-ul. Și ca dezavantaje la conexiunea prin VPN, uneori conexiunea poate afecta viteza de internet, pentru că aceste protocoale de criptare pot încetini, dar nu foarte sesizabil. Depinde acum și de providerul de VPN pe care îl alegi. Bun. Așa cum spuneam, VPN-ul este un instrument care ne ajută să navigăm pe internet într-un mod sigur. Cum alegem un VPN? Aici sunt mai multe criterii pe care eu le-am listat aici. Alegerea unui VPN depinde foarte, foarte mult de nevoile noastre. Și n-aș putea să recomand neapărat un VPN, pentru că depinde foarte mult de ce ne trebuie nouă ca organizație, ca persoană,
Depinde și de posibilitățile pe care le avem. Unele soluții pot fi foarte scumpe. Există și soluții gratuite, dar soluții, cred că este una singură, de fapt, de care știu mai bine, care se numește Proton VPN, doar că depinde foarte mult de nevoile fiecăruia. Așa că în momentul în care alegem un VPN și în momentul în care facem research pe subiectul ăsta sau când ne recomandă cineva un VPN, trebuie să ne asigurăm că acest VPN ne respectă confidențialitatea datelor și nu păstrează loguri, jurnale de activitățile pe care noi le facem. Și mai mult decât atât, trebuie să folosească niște protocoale de securitate. Am pus eu aici IKEA V2. Astea, de regulă, le marketează foarte clar pe paginile lor de acasă. Foarte important, trebuie să ne asigurăm că e compatibil cu device-urile pe care vrem să le folosim. Pentru că nu toate VPN-urile sunt compatibile cu toate device-urile și trebuie și cu sistemele de operare. Și mai mult decât atât, trebuie să ne asigurăm că oferă suport tehnic și asistență. Asta mi se pare foarte important, și e valabil pentru orice tip de software pe care software sau hardware pe care îl achiziționăm pentru noi sau pentru organizație. Practic, în cazul atunci când folosim un VPN, trebuie să înțelegem că datele noastre sunt criptate, doar că mai este o variabilă pe care n-am trecut-o aici, dar o să vă povestesc un pic despre ea. Un alt avantaj al VPN-ului este că uneori putem avea acces la informații din alte țări, de pe alte site-uri, pe care noi, în mod normal, folosind rețeaua noastră, nu am putea să le accesăm. Asta vine și cu dezavantaje, pentru că în anumite state este monitorizat accesul la internet și ceea ce fac oamenii când sunt pe internet, deci trebuie să ținem și asta în minte și să vedem în rețeaua noastră privată, da, VPN-ul, la ce servere se conectează. Bun. O să trec la partea în care povestim un pic de cum ne protejăm datele și dispozitivele. Și o să iau pe rând ce facem când lucrăm de acasă sau când lucrăm de altundeva la distanță. Pentru că acasă, mulți dintre noi, probabil, dacă au un contract cu o companie de telecomunicații, au un router care are o parolă. Deci avem o conexiune privată. Acum, ca să ne asigurăm că totul este sigur, trebuie să setăm o parolă puternică pentru router. Ele, într-adevăr, vin cu niște parole default care par destul de puternice. Recomandarea mea și probabil a multora dintre speakerii pe care îi veți mai întâlni, este să îi schimbăm acea parolă default și să punem una cât mai sofisticată și sigură, astfel, și să nu fie parolă 123 sau denumirea rețelei de Wi-Fi, să fie ceva diferit de setările cu care vine. Trebuie să ne actualizăm firmware-ul routerului. Firmware-ul este software-ul prin care funcționează practic routerul. O să ajungem și acolo cum ajungem la el, ce îi facem, dacă trebuie să-i facem ceva sau nu.
Rețeaua wireless ar trebui să fie și ea criptată. Ajungem și acolo. Majoritatea acum de la companiile de telecomunicații sunt, dar dacă cumva nu suntem siguri, o să vedem imediat cum putem să aflăm dacă e criptată sau nu. De preferat este să mai monitorizăm din când în când activitatea rețelei și să vedem dacă nu cumva vreun vecin s-a conectat la ea sau vreun om pe care nu-l cunoaștem sau vreun device care nu ne este familiar. E foarte important să fim atenți la lucrul ăsta, mai ales că o să vedem că e destul de accesibil să aflăm cine cum s-a conectat la Wi-Fi. E recomandat să folosim și un antivirus și un VPN. Și mai mult decât atât, să fim foarte atenți la phishing și alte tipuri de amenințări, ca să zic așa. Atenție la mail-uri dubioase, atenție la site-uri dubioase, nesecurizate. Și, practic, în general, dacă ceva ni se pare suspicios, ideal e să anunțăm fie pe cineva care e mai familiar cu aceste subiecte, fie cu, în funcție de situație, cu cine ar fi responsabil să ne ajute. Dacă lucrăm de altundeva, aici o să povestesc un pic și dacă ne aflăm în situația în care trebuie să lucrăm de pe o rețea la care nu suntem siguri sau nu știm dacă e securizată sau nu e securizată. Când lucrăm de altundeva, ideal ar fi să folosim un VPN. VPN-urile, în general, fie sunt soluții de sine stătătoare, fie există și, într-adevăr, provideri care pot oferi, de exemplu, în cazul Apple, da? Dacă avem un MacBook și ne-am făcut abonament la iCloud, avem ceva numit Private Relay, care este un soi de VPN. Și dacă avem acest VPN, ar trebui să fim cât de cât siguri. Dar, mai mult decât VPN-ul, trebuie să ne asigurăm că dispozitivul nostru și software-urile pe care le folosim și sistemul de operare sunt actualizate la ultimele versiuni. Pentru că toți developerii de pe lumea asta mai descoperă câte o vulnerabilitate, câte un lucru și ei creează, ei repară aceste mici scăpări de securitate și de aceea trebuie să avem tot timpul actualizate astea. Bun. Mai mult decât atât, trebuie să evităm să trimitem informații sensibile, mai ales dacă suntem conectați la o rețea publică, nu trimitem folosind acea rețea, nu știu, niciun fel de informație care ne-ar putea compromite. De exemplu, nu intrăm pe aplicația noastră de banking și facem transfer la transferuri sau plăți. Trebuie să ne activăm firewall-ul, trebuie să fim foarte, foarte atenți la site-urile nesecurizate. Desigur, există și site-uri nesecurizate care noi am crede că sunt sigure. Ei bine, n-ar trebui să le credem pe cuvânt și trebuie să, chiar dacă le accesăm, să nu efectuăm operațiuni care ar putea să ne compromită. De exemplu, să ne introducem date personale sau parole sau mai știu eu ce date bancare în site-uri nesecurizate. Dacă lucrăm de pe o rețea publică, când nu mai avem nevoie să folosim internetul, e ideal să ne deconectăm de la el, de la acea rețea. Și dacă ne permit circumstanțele, ideal pentru astfel de operațiuni mai sensibile, ar fi să folosim o conexiune hotspot, care este mai sigură decât o
conexiune Wi-Fi gratuită. Acum, am mai făcut încă o secțiune numită cum putem să ne protejăm datele și dispozitivele oriunde ne-am afla, în care am dat câteva sfaturi care nu se leagă neapărat de conexiunea la internet, dar care mi se par foarte, foarte importante pentru munca de la distanță. Ideal ar fi ca atunci când lucrăm de acasă să încercăm să ne separăm de acasă sau de oriunde altundeva, să ne separăm conturile personale de cele folosite pentru muncă. Adică să avem puțin diferențiată identitatea noastră digitală de muncă față de cea personală, astfel încât să nu compromitem date din ambele părți. De asemenea, ideal ar fi să nu lăsăm la vedere informații sensibile cu care lucrăm. De exemplu, avem o bază de date de beneficiari ai unui program pe care îi desfășurăm. Ideal, dacă suntem la o cafenea, ar fi să nu lăsăm laptopul așa deschis și să ne ducem să ne luăm o cafea. Pentru că există multe riscuri la care probabil nu ne gândim în mod activ, dar sunt mulți oameni care nu au cele mai bune intenții și pot să ne facă rău având acces la astfel de date și nu numai nouă, ci și posesorilor de date. Mai departe, nu recomand să nu transmitem date sensibile, personale sau credențiale sau parole prin canale de mesagerie, cu atât mai mult prin cele care nu sunt securizate. Adică, ideal e să nu ne trimitem parola de la e-mail, software sau mai știu eu ce programe folosim prin WhatsApp. Într-adevăr, WhatsApp este criptat. Și Telegram este criptat, majoritatea celor mai folosite sunt criptate, dar dacă cineva reușește să aibă acces la conturile noastre de mesagerie, atunci e irelevant dacă ele sunt criptate sau nu. Drept urmare, nu trimitem astfel de mesaje prin ce vorbim noi de obicei. Reiterez ideea că e foarte important să ne actualizăm toate software-urile și sistemele de operare la ultimele versiuni. Și mai departe o să trec la partea de quick tips. Și o să revin un pic la router și la gestionarea conectivității. Spuneam mai devreme că de obicei când primim un router avem și un acces la o interfață de administrare a acestuia. Nu știu câți dintre voi au accesat această interfață, dar ea este plină de informații care ne-ar putea ajuta și nu este chiar atât de greu de navigat. De obicei, credențialele și link-ul către această interfață sunt fie pe stickerele acelea care sunt lipite pe spatele routerului și vedem acolo pe ce link trebuie să intrăm și cu ce credențiale, sau, în majoritatea cazului, link-urile către interfața de administrare a routerului este chiar adresa lui de IP. Și în momentul în care ne conectăm acolo, în funcție de router și de compania de la care am primit acel router, avem tot felul de setări. Ele, în general, se seamănă între ele, nu sunt extraordinar de diferite, doar că aici am pus niște repere mai generale, pentru că e destul de greu să-mi dau seama ce și cum la fiecare router în parte. Un foarte, foarte important lucru, dacă vrem să schimbăm orice fel de setare în interfața routerului, e foarte important să fim conectați prin cablu. Și pentru stabilitate și pentru securitate.
Deci dacă vrem să-i schimbăm setările, ideal ar fi să îi folosim cablu și să ne-l conectăm la device-ul de pe care o să operăm lucrul ăsta, cel mai probabil un laptop sau un calculator. Când ne uităm la setări, e foarte important să ne asigurăm că există instalarea automată a actualizărilor de firmware. Așa cum v-am menționat mai devreme, firmware-ul este software-ul care ajută routerul să funcționeze și așa cum e orice software de pe lumea asta, el mai primește niște actualizări și de securitate și de funcționare și de tot felul de lucruri de-a lungul timpului. Și e foarte important ca el să fie la ultima versiune, așa cum e important și ca sistemul de operare al unui calculator să fie la ultima versiune, nu numai ca să avem tot felul de funcționalități noi, ci și ca să fie sigur. De asemenea, trebuie să verificăm și să ne asigurăm că firewall-ul este activat. Care, cum să zic, exact cum îi zice firewall, ne ajută și ne protejează de tot felul de breșe, ca să zic așa. Mai departe, am ajuns la partea de criptare. La setările de securitate ale Wi-Fi-ului, cu siguranță orice interfață are ceva security settings, și denumirea e ușor diferită, dar sigur le veți găsi. E foarte important ca ele să folosească un protocol de securitate de tipul am scris eu aici, WPA2 sau 3, unele mai noi au și 3, pentru criptare. Dacă nu le are, nu e foarte bine, pentru că înseamnă că datele noastre sunt ușor de interceptat. Mai departe, verificăm lista de dispozitive conectate la rețea. E important să vedem care dintre cele device-uri nu ne sunt familiare sau nu sunt ale noastre sau nu știm cine cum s-a conectat acolo. Și nu în ultimul rând, așa cum am recomandat și mai devreme, trebuie să ne asigurăm că rețeaua are o parolă puternică și o schimbăm față de cea care vine ea by default de la compania de telecomunicații. Toate aceste recomandări sunt valabile și pentru noi acasă și pentru biroul organizației. Mi se pare foarte, foarte important să avem acest minim de cunoștințe și să înțelegem că și dacă nu reușiți să vă descurcați singuri, există fie suportul de la compania de telecomunicații, care de regulă depinde de situație, poate să ajute cu configurarea acestor setări, fie există oameni mai tehnici care vă pot ajuta. Ideal e să fim conștienți de aceste setări și de aceste detalii, ca să zic așa, pentru că nu sunt în joc doar datele noastre, mai ales când lucrăm de acasă, ci și datele organizației cu care lucrăm. Și atunci, nu știu, mi se pare extrem de important să fim aware de toate lucrurile astea. Următoarea rundă de quick tips este cum ne asigurăm că un site e sigur sau cum ne asigurăm în general că e sigur ce facem. Un prim semn și cel mai ușor de observat al unui site că este sigur este URL-ul. Acolo vedem dacă conexiunea e securizată sau nu. Toate linkurile, toate URL-urile ar trebui să înceapă cu HTTPS în loc de HTTP, se S-ul vine de la securizat. Și așa cum am zis și mai devreme, e foarte important să nu introducem date sensibile în site-uri care nu sunt securizate.
Și desigur să nu trimitem nici parole către aceste site-uri care nu sunt securizate. Mai departe, am trecut aici o listă de câteva, foarte puține, riscuri și vulnerabilități. Și astfel încât să fim conștienți și de ce se poate întâmpla dacă nu respectăm acest minim de lucruri pe care le putem face ca să nu ajungem în situațiile astea. Cea mai comună vulnerabilitate pe care le au în special rețelele Wi-Fi publice sau nesigure, că pot fi și cele de la noi de acasă sau de la muncă nesigure, sunt amenințările de interceptare a datelor. Există un atac foarte cunoscut, care are și un nume foarte obvious, așa, se numește Man in the Middle, de care ar trebui să fim aware că se întâmplă și este poate printre cele mai comune tipuri de atacuri. Ce se întâmplă este că, practic, noi când suntem conectați la internet, imaginați-vă că vorbim cu cineva și prin internet și între noi apare this man in the middle, acest om din mijloc, care ne face să credem și pe noi și pe cealaltă persoană că, de fapt, noi vorbim între noi când, în realitate, el ne interceptează datele și are acces la ce facem noi. De aceea trebuie să ne asigurăm că transferul de date și conexiunea este una criptată și securizată, astfel încât the man in the middle să nu aibă acces la interceptarea datelor noastre. Dacă datele noastre au fost interceptate, ce s-ar mai putea întâmpla ar fi furtul de identitate, de care probabil ați auzit și sunteți familiari. Datele noastre pot fi utilizate pentru diverse lucruri, mai ales cele bancare. Și, nu în ultimul rând, toate lucrurile astea duc la compromiterea confidențialității și a vieții noastre private, fiind atât de multe informații sensibile expuse. Ca mână de ajutor, Code for Romania are un program numit Civic Tech 911, care este un program de asistență tehnică pro bono pentru ONG-uri. Și își propune ca până în momentul în care fiecare ONG o să aibă o echipă proprie IT, noi să putem veni în ajutor. Concret, referitor la securitatea cibernetică, cu ce putem noi ajuta? Este fie să vă recomandăm bune practici bazate pe cum facem noi, sau probleme punctuale de tipul: nu știm să punem parola la Wi-Fi sau nu știm cum să securizăm rețeaua sau am avut un data breach, ce facem? Genul acesta de lucruri și de probleme ar putea fi rezolvate sau ameliorate de departamentul nostru de asistență. De regulă, o sesiune durează cam 60 de minute, deci o oră. Și e ideal să o programăm cu 2 zile înainte de momentul la care se va desfășura, ca să putem și noi să ne pregătim pentru ea. Cam asta a fost sesiunea mea, am vorbit foarte, foarte mult. Am lăsat și niște timp ca să pot să răspund la întrebări, dacă sunt.